Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din Mombazu, aici cu Leo pe zonă. Ne-am trezit de dimineață, băieți, într-o zi superbă de toamnă, probabil afară. Că ce toamnă, mă, că e iarnă, ninge deja, toamne ferește. Băieți, am jucat eu off-camera, evident, pentru că altfel n-aveam cum să stau pe episod atâta timp. Și avem o surpriză aici în beci. Avem pachetele pregătite, mă, băieți, avem pachetele pregătite. Planta asta văd că unele sunt făcute deja, altele sunt crescute doar 19%. S-a plantat, s-a răsplantat și așa mai departe și s-au pregătit toate pachetele. Vedeți că ne-au mai rămas acolo câteva din astea mari, dar aveam astea huge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pachete, băieți, avem, pe care vreau să mergem să le punem în truck. Pentru că altfel nu încap în alte autovehicule, doar că trebuie să aducem tracul undeva aproape, pentru că se pare că e foarte, foarte departe de zona noastră. Hai să vedem cum îl punem pe ăsta aici și ar trebui să stea el cât de cât. Bun, haideți să deschidem mașina. Sper să mai am combustibil, că de ultima dată, sincer, amă. Bă, ești nebun? Nu știu când am alimentat. Deci chiar nu știu când am alimentat ultima dată. Hai să vedem cum facem parcarea, că trebuie să o facem cumva cu spatele acolo. Ok, e foarte, foarte mare tracul ăsta. E foarte, foarte mare tracul și trebuie să avem grijă mare de tot. Din păcate am lăsat eu BMW-ul ăla cam prost acolo. Cam prost, dar asta este, de acum nu avem ce să facem. Uite, o să las ăsta ceva de genul. Vreau să și opresc motorul ca să nu facă gălăgie foarte mare. Dar mi se pare că am sunet destul de încet eu. Ce se întâmplă? Nu, e destul de tare sunetul. Nu știu, sper să se audă bine pe... Ia să vedem, să mai verific. Dar trebuie să se audă destul de bine. Tu vocea mea aud bine? Hai că mă aud. Hai că mă aud dacă e. Parcă văd că la finalul videoclipului nu se mai aude nimic. Trebuie să transportăm toate astea. Toate astea trebuie să le transportăm la cuibul nebunilor din pădure. Știți voi la cine mă refer, băieți, la prietenii noștri elefanții. Dar trebuie să facem acel task în care vindem 8 pachete huge într-o zi, într-o singură zi. Și e vorba de aceste pachete, nu de alte pachete. Din păcate mi-am luat țeapă, știți foarte bine, data trecută, nu dățile precedente, data trecută mi-am luat o țeapă uriașă. Din păcate n-ați știut nici voi să mă ajutați. Băieți, acesta poate fi unul din ultimele episoade, dacă nu chiar ultimul. Cu ocazia asta v-aș ruga să apăsați acolo butonașul de like dacă mai vreți în continuare episoade din Mombazu. Pentru că am văzut în rubrica de comentarii că vreți să continuăm această serie, dar că doar cu ajutorul vostru putem continua. Pentru că noi tot ce am avut de făcut în acest joc, practic am cam făcut odată cu episodul de astăzi. Deci aștept acolo susținere, măcar 30 de like-uri pentru următorul episod. Plus să văd, nu știu, niște challenge-uri din partea voastră, băieți, ce ați vrea să vedeți în Mombazu în continuare. Noi mai avem de făcut acel BMW care stă în garaj la roșu sau ce culoare o avea ăla, dar și pe ăla îl facem, nu e o problemă, dar aștept și niște challenge-uri din partea voastră, niște challenge-uri interesante și, nu știu, să vedem ce am putea face în continuare. Deci chiar aștept părerile voastre, sfaturile și sugestiile în rubrica de mai jos. Hai să punem și ăsta și mai avem unul singur, că deja am amețit. În rest, totul e pregătit. Mai avem și niște cartofi pe aici. Între timp, făcusem eu și un sac de cartofi din ăla mare. Ia uitați-l aici, este lângă ciubuc. E lângă ciubuc sacul ăla mare. Și hai să vedem dacă putem închide. Nu prea putem închide, dar acum putem închide. Hai că e bine. Bun, băieți, o să plec singur, fără Leo. E miercuri, deci ar trebui băieții să fie acolo. Să-i găsim acolo. Ce vreau eu... E să trec și prin... Jocul ăsta nu se aude tare, mă, băieți, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Volum global, volum... Lasă-l așa, mai. Mai tăricel așa, să-l auzim și noi, să-l audă și abonații mei, că după mă înjură că n-au jocul. Ninge de rupe, ninge cam povești. Ziceam că ducem astea și după aș vrea să mă întorc prin oraș ca să trec pe la magazinul de piese auto pentru a... Uite, mă, frate, mi stă și vara stă vărverișor, ce o fi, că nici acum nu știu. Și iarna stă, când ninge, stă pe scaunul ăla. Vreau să trec pe la magazinul de piese auto pentru a cumpăra
mici chestii acolo, că nu știu exact, că nu mi-am făcut o listă pentru noul nostru BMW, pentru vechiul nostru BMW, pe care ar trebui să-l mai îmbunătățim, ca să zic așa, BMW-ul roșu, BMW-ul luat ultima dată, nu BMW-ul negru, pentru că BMW-ul negru este 100%, nu avem ce să-i mai facem, nu avem ce să-i mai punem și așa mai departe, ăla este 100%, și aș vrea să-l facem și pe celălalt ca să avem toate mașinile făcute ganță. Uite că mi-am amintit și de ăsta, mă, băieți, de aici, cum se mai numește, de poștă. Trebuie să trec neapărat și pe la poștă ca să verific dacă mi-a ajuns corespondența. Ok, hai să ne dăm și noi jos. Să mergem repede la poștă să vedem dacă avem vreun plic. Avem un plic și avem aici chiar, cum se mai cheamă, factura la electricitate, mă, băieți. 268 scrisoare poștală, că nici nu mai știu să vorbesc. Cu mâncarea stăm bine, toate lucrurile se pare că sunt în ordine. Ne îndreptăm atenția acum spre pădure și o să revenim noi direct de acolo, cel mai probabil, pentru că deja cunoașteți drumul de dățile precedente. Hai că am ajuns și aici, băieți, în cuibarul mafioților. Și sunt curios de o chestie, eu oricum o să... Aoleu, a, dar nu e 10, mă, de asta nu e cutia aia afară. Hai să oprim aici cumva. Nu e 10, de asta nu e cutia afară. 9.44. Am lăsat mașina acolo ca să pot să descarc mai ușor. În mod normal ar fi trebuit să o bag eu cu spatele acolo. Sunt curios când trece timpul să vedem dacă sunt 8, pentru că noi am făcut 8. Acum sper să înțelegeți voi. Sper să nu mi-o țeapă din nou. Cam aia ar fi problema. E de la 10 la 20, ok. Hai că mai avem 7 minuțele în joc. Vreo câteva secunde în realitate. Și să vedem dacă reușim noi să facem și acest task. Pentru că acest task, stați că mi-am amintit acum, ne dă și roțile. Și jantele astea nebune de aici de la băieți. Haideți, mă, deschideți odată. Ce mă enervează flăcăi ăștia că deschid așa târziu. Oricum am ajuns foarte repede la ei. Mă așteptam să ajung puțin mai târziu. A, uite, mă, e 10 și nu se deschide, mă, trebuie să treacă un minut ca să se deschidă. A, oleu, au trecut 2 minute. 8 pachete mari într-o zi, ok. Deci e bine. Deci e bine. Hai să deschidem Bena. Și să ducem pachetele aici. Uite, unul a plecat. Mamă, și cât bănet primim, fiți atenți. 2. Mamă. 10.000 sau cât e acolo? 100.000. Mamă. 3. Ia să vedem și cu al patrulea. A, uite ce frumos stau ele acolo. Și încă 4 acum care o să vină deasupra. Și altă viață, mă, băieți, altă viață. Și gândiți-vă că noi am mai făcusem unul. Și practic am făcut 9 în total, doar că atunci am venit prost noi și l-am vândut aici. Dar parcă a fost și un task, din câte mi-amintesc eu. Deci totuși ne-a folosit și ăla la ceva. Tot că puteam să facem 2 task-uri într-unul, dar mă rog. Și s-a terminat și misiunea respectivă, mă, băieți. Haideți să dăm cu spatele aici ca să putem pune jantele în trac. Hai să pornim. Să dăm cu spatele. Ia să vedem noi cum dăm cu spatele aici. Ok. Lăsăm așa să curgă mașina până ajungem aici lângă ușe. Bun, hai să tragem frâna de mână, oprim motorul. Am pornit și becurile din spate, băieți, de acolo de la Benă. Și în momentul acesta avem și noile noastre jante care o să vină montate la perfecție pe Audi. Nu pe Audi, auzi, pe Audi. Doamne ferește, pe BMW-ul ăla nou, mă, băieți. Pe la roșu. Doamne, am zis pe Audi. La ce mă gândeam, mă, băieți? Ferească, mă, sfântul. În rest am cumpărat tot din joc, băieți, dacă vine să credeți. Tot este achiziționat de către noi în acest moment. Nu mai există ceva care nu am achiziționat. Deci tot ce se putea achiziționa în jocul ăsta, eu nu cred că am ratat ceva. Dacă am ratat ceva, să-mi spuneți în comentarii cei care vă uitați la seria mea încă de la început. Hai să-i salutăm și pe Grigore ăștia. Din astea avem 2 acasă, asta e cumpărată. Totul, absolut totul e cumpărat, mă, băieți. Nu mai avem ce să folosim pe aici. Da. Vă mulțumesc frumos, băieți, ne vedeam o când ne vedeam o. Ce scrie aici, mă, sus? Maximum 30, 50, 70.
Și cu asta, mă, dă să le închid ușa ca să stea aici în fumăraia asta, să se intoxice. Hai să închidem și noi asta. Închidem și portiera, îi dăm o cheie. Și plecăm, mă, băieți, plecăm. Sper să nu plece și jantele de acolo din spate. Ne revedem direct de la magazinul de piese auto cel mai bine, pentru că drumul ăsta, dacă vreți să-l învățați, puteți să vă uitați la episoadele trecute, că l-am făcut de 11.000 de ore, mă, băieți. Pentru cei care sunteți la început și poate vă întrebați cum am ajuns aici, aveți... Hai de capul meu, de câte ori am venit pe clipuri aici, tocmai de asta nu vreau să le mai filmez. Pentru că unii care au văzut videoclipurile precedente se plictisesc pur și simplu, cred că, să vadă acest drum de atâtea ori. Deci ne revedem direct de la magazinul de piese auto, să mai facem ceva cumpărături pentru BMW-ul ăla care vrem să-l recondiționăm, dacă se poate spune așa. Am ajuns în oraș, dar că mi-am amintit că nu mai avem mâncare la câine. Mamă, mamă, ce a fost asta? A luat OBS-ul, cred că, de asta. Am amintit că nu mai avem sac pentru câine, mă, băieți. Nu mai avem mâncare la câine și trebuie să mergem neapărat la ducuța asta să mai cumpărăm un sac. Mersi frumos, ducuță. Hai să-l punem aici. Mamă, vă mai aduceați aminte, băieți, de asta? Doamne ferește, Doamne ferește, ce amintiri de la începutul jocului. Gard de grădină, gard de oțel. Eu nu știu unde folosesc astea, sincer. Unde pot să pun eu gardul ăsta? Ia să-mi spuneți în rubrica de comentarii. Poate putem să punem gard pe acolo, să venim să-l cumpărăm. Chiar sunt curios, că eu am mai văzut chestia asta cu gardul. Dar n-am cumpărat niciodată, sincer să fiu cu voi. Să încerc să văd cum funcționează și așa mai departe. Ora 12 ziua. Hai că am ajuns la fix, fix, fix. Nici dacă voiam, nu ajungem atât de bine. Bun, hai să tragem frâna de mână. O să las mașina pornită, că nu mai are rost să o opresc. Doar că stați puțin, că avem nevoie de astea. Avem nevoie de astea, mă, băieți, pentru că noi trebuie să luăm niște roți. Roată sport, teren accidentat. Astea, în rest, sunt basic pe aici. Ok, deci trebuie să le pun câte o roată sport la fiecare jantă. Nu știu dacă să le vopsim sau ce culoare să le vopsim, oare. Ce culoare să le facem, mă, băieți, pe astea, că nu-mi dau seama. Nu știu ce culoare să facem, chiar nu îmi dau seama. Hai că eu pusesem ceva aici, doar că... Așa. Păi și se copiază, oare? Ia să vedem dacă șterg. Da. Ia să vedem dacă... Ce-am făcut, mă? Folosește. Dacă se vopsește și cum se vopsește asta. A, doar pe interior se vopsește, fii atent. Ok. Bă, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, mă, băieți. Chiar nu știu ce să zic. Dacă le facem noi așa mai verzui. Ia să vedem. Dacă copiez eu asta și dau un cumpără. Ia să vedem cum s-ar vedea cu asta. Așa, gen verde, verde, înțelegeți voi la ce mă refer, nu? Bun. Bă, arată destul de interesant așa verzui. Sper că înțelegeți la ce mă refer eu cu verzuiul ăsta. Că n-am luat-o pe miriște, dar na. Hai că vreau să-l aduc aici după să-l vopsesc și pe el. Cât mai am în spray-ul ăsta? 87 la asta. Ar trebui să ne ajungă, sincer, pentru toate patru. Hai să-l punem aici. Și să-l vopsim și pe el, să-l facem verzui. Ia să vedem când se oprește ăla de acolo, atunci putem să-l luăm, ok. Și mai avem 74, da, ne ajunge. Bă, arată destul de interesant, pentru că nu se vopsește tot. Aia e faza. Deci se vopsește partea interioară cu foarte puțin din frunze. Ceea ce este interesant. A, dar trebuie să le umflăm. Dar lasă că le umflăm acasă, că avem și acolo, doar să nu uităm iarăși. Mai țineți minte pe episoadele trecute, acum vreo 30 de episoade, poate în urmă, a trecut foarte mult timp, când nu înțelegeam ce se întâmplă cu mașina, doar că nu erau umflate roțile. Și mi-am cam luat țeapă atunci, sincer să fiu cu voi. Hai că arată interesant. Da, cofii le schimbăm, nu e problema atât de mare. Adică schimbăm culoarea, nu jantele, că jantele vreau să le păstrez pentru că sunt mai deosebite, adică nu poți să faci rost de ele oricum, aici nu le găsești practic. Deci na. Ia să vedem. Și ultima roată. Îi dăm și cu spray.
Aia zic. Și hai să o ducem și pe ea în mașină. Bun. Sunt toate patru aici? Sunt toate patru, perfect. Bun. Ce vreau să mai cumpăr în acest moment sunt aceste amortizoare de suspensie ajustabile. Așa, una. Să le trec așa prin geam, că mi-e mai ușor prima și prima dată. Două. Trei. Pentru că trebuie schimbate absolut toate. Nu știu dacă o să apucăm noi să le schimbăm pe toate astăzi, dar încercăm să schimbăm măcar două. În rest, astea pe aici eu știu că le-am cumpărat. Acum... ce e asta, mă? Chionic și Prinț, ok. Wow, las-o mai aici. 510, 400. Bă, vezi că asta e ceva foarte interesant. Asta nu s-a adăugat, mă? Încă nu e băgată în joc. Nu știu ce mai am nevoie, aia e faza. Că chiar nu mai știu ce mai am nevoie pe acolo să pun. Astea parcă sunt cumpărate... pe la motor nos nu am, asta e clar că nu am nos, dar nu știu pe la motor ce am nevoie și ce nu am nevoie. Motorul eu știu că e ăsta, bengos, ăsta de performanță maximă, ca să zic așa. Nu știu scaunele dacă trebuie schimbate, chiar nu mai țin minte, mă băieți. Mă zic că nu mi-am făcut listă și în mod normal trebuie să-ți faci listă când vii la cumpărături, nu poți să vii așa cum am venit eu acum, dar vedem pe acasă ce mai facem și cum, pentru că oricum nu avem timp astăzi să... Haide, mă, ial. Nu avem timp astăzi să facem absolut tot și dacă e, venim data viitoare cu lista făcută și continuăm cumpărăturile. Bun, hai să plecăm spre casă. Sper că nu am ratat nimic. Avem roțile, avem suspensia, avem mâncarea la cățel, totul practic este ok. Acum avem o problemă cu băutul. Se pare că avem nevoie neapărat să bem niște sirop. Deci trebuie să ajungem acasă și să consumăm niște sirop de arțar. Bă, de când am mai fost pe la fabrica mea de arțar, Doamne ferește așa ceva. Doamne ferește, chiar vreau să merg, doar că mi-am uitat ăla, mă, băieți, ATV-ul. Aoleu, măcar deveneam cu aia să-l iau acasă, mă, băieți. Mă, o să trebuiască să mă duc eu, cred că odată off-camera să-l aduc. Că mi-a rămas ATV-ul acolo și am nevoie de ATV să mă duc, să mă întorc până la căbănuța noastră. Ăla e foarte de folos aici, în zonă. Ca să nu te duci cu BMW-ul, cu tracul ăsta, că se mișcă mai greu ăsta, se răstoarnă, se... Ăla imediat ajunge acolo. N-a mai fost chiar de foarte mult timp. Astăzi vreau să mergem acolo. Hai că poate reușim să, nu știu, să schimbăm suspensia sau să vedem ce e pe acolo, că de... Nu cred că pot să pun roțile dacă totul nu e în regulă acolo la... la suspensie, la discuri, nu știu ce e pe acolo. Chiar sunt curios acum. Când ajung să mă uit care e treaba, în sfârșit mai vine și ea cât de cât la locul ei aici. Înțeleg remorca aia cum a rămas acolo, what? Pe unde am scos eu ăsta, mă băieți? Cred că prin partea cealaltă, cel mai probabil. Cred că da. Bun, ăsta ar trebui să fie ridicat în mod normal. Hai să vedem unde avem alea de ridicat. Uite că sunt aranjate aici și le aranjăm așa frumos eu. Mă minunez că le-am lăsat eu atât de... atât de bine aranjate aici, wow. Mă minunez de mine. Când am făcut eu curățenie pe aici? Ia, ce vă ziceam, care nevoie să bea neapărat asta? Bun. Hai să vedem că era ceva pe aici. Ok. Și ce sunt eu curios de restul de pe aici? Aia e curiozitatea mea mare. Ia să vedem noi dacă dăm roata asta jos ce se întâmplă. Vreau să verificăm prima dată ce ar trebui schimbat pe aici. Ok. Roata asta clar o să fie... cum zice neamțul, miul. Miul. Bă, pe aici pare totul relativ ok. Am niște ruginături pe aici care trebuie schimbate, asta e clar. Trebuie să umblu un portbagaj, să dau ăla jos. Deci neapărat trebuie să dau... să-l las jos și pe ăsta. Ok. Și să vedem dacă îl putem da jos. Nu vreau să dorm, bă! Aoleu! Ia, a căzut? A căzut, ok. Bun, ăsta e practic gunoi. Nu mai vreau să-l folosesc niciodată. Să-l las momentan aici în colț. Și vreau să vedem ce facem cu ăla, dacă ăla se potrivește, sincer. Pentru că mie ceva mi-a dat cu virgulă de fiecare dată aici. Asta... nu contează unde îl pui, ok.
Ia să vedem, arc ajustabil. Hai că vine dacă e. Oh! Pa! Bă, dar cum stă asta? Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, mă, băieți. Deci eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Hai să iau puțin ăsta, ok. Să prind șuruburile aici, pentru că așa e normal. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu arcul ăsta. De ce nu... Nu e și el normal? Ok, ia să vedem. Uite, nu e prins cum trebuie, nu înțeleg ce se întâmplă. Ia. De căzut nu a căzut, dar mai am nevoie de chestii pe aici. Eu să mă bag puțin pe dedesubt. Trei culori cunosc pe lume. Mamă, câte culori sunt aici. Nu e legat cum trebuie, nu știu, uite. Dacă îl ridic foarte sus... Zero. Zero din 50. Și trebuie să schimb și bara asta de pe aici. Brațul se pare că nu e schimbat. Eu nu înțeleg ce e schimbat și ce nu e schimbat aici. Aoleu, mă, băieți, mă. Păi avem treaba aici de băgat, Doamne ferește. Eu credeam că e ceva easy peasy lemon squeezy, dar nu prea e așa. Nu prea e așa deloc, sincer să fiu cu voi. Hai să schimb și acolo, să-l scot și pe ăsta. Ia să vedem. Bă, 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 bagă-l mă înapoi pe ăsta. Nu de aici. Aha, ăsta e. Și să vedem acum, putem să-l dăm jos noi? Am uitat de roată, mă. Am uitat de roată. Acum asta nu o să mai fie folosită la nimic, dar mă rog. Bă, dar eu am scos... Nu cred că am scos de aici, nu? Nu scosesem de aici ăsta. Ok, ia să înlăturăm și roata asta. Ia să vedem dacă stă. Dacă stă, dacă e. Las-o-mă așa. Sărăcuța de ea. Și ia să vedem acum dacă ne punem în mașină și ne dăm jos. Ăsta tot nu cade, a? Să-l mă jos și pe ăsta, așa, să-l punem aici. Ce s-a întâmplat, Verica, aici? A căzut tot. Nu prea înțeleg de ce. De ce a căzut tot de acolo? Ia să vedem, ăsta merge pus? Haide, mă, nu te mai prosti și tu. Ia să vedem dacă merge prins. Nu merge prins. Ce se întâmplă, Verica, aici? Aoleu, aoleu, ce mă enervează pe mine treburile astea. Așa, bun. Și hai să prindem și noi șuruburile astea sus, te rog eu frumos. Așa. Bun, și încă unul. Haide, mă! Aia zic. Și hai să vedem pe aici dacă avem ceva de prins. Mărime bolți incorrectă. Ia să vedem. Avem ceva de prins pe aici? Da, mă, uite. Ok. Vezi că de asta căzuseră astea. Bun. Acum ar trebui să stea bine. Păi și aici e... E totul în regulă ori aici? Hai că e în regulă dacă e. E foarte în regulă dacă e. N-am ce să mai spun. Bun. A, păi de asta au căzut mă astea. Uite. Uite viețile mele. A, uitați ce e aici. Păi cum să nu cadă astea? Ia să vedem, avem șurubăraie?
De ce mă lasă să o înlătur, eu nu înțeleg. Foarte ciudat. 12 cu 12. Nu înțeleg. Nu înțeleg. De ia stați puțin, dacă eu vreau să pun o roată din aia, să vedem dacă mai pică. Of, 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 ia stați puțin. Jantă canageambe din asta. Bă, dar eu filmez sau vorbesc singur? Filmez, mă, băieți. Uite, iarăși au căzut astea, dar de ce au căzut astea, eu nu înțeleg. Păi și dacă... Ce face, mă, câinile astea iară moare de foame, de sete și de dor de codru verde? Hai să-i pun niște mâncare, unde-i sacul ăla? Vine, mă, încoace, mă, grivei. Că mor de foame, tu, non-stop. Spre exemplu, eu dacă am... Hai că a luat-o iarăși razna jocul ăsta. Dacă prind cu ăsta grosul aici, o să mai cadă asta? Nu. Nu mai cade, ok. Ia să vedem cum ar sta așa. Bă, vezi că... Stai așa că nu e așa. Astea de 20 nu mai avem nevoie de ele. Am din astea verzi. Fii atent că astea sunt interesante, mă, băieți, astea verzi. Ia. Sunt verzi? Da, toate de aici sunt verzi. Mamă, vezi că dă bine rău. Vezi că dă bine rău. Ia să vedem. Să le punem pe toate verzi când mai mergem la magazin să mai cumpărăm vreo 2-3 din astea. Nu cred că mi-ajung, aia e problema. Ia să vedem. Uite, mai am unul aici. Dar să-l pun așa deoparte. Hai că arată bine. Ia să spuneți părerea voastră în rubrica de comentarii, băieți. Și data viitoare o să lucrăm doar la asta. Eu zic că arată bine rău de tot. Ia să verificăm puțin cât am pus aici. Ia să verificăm. Avem 0 din 50, 25, 50. Aici cât avem? Tot la fel, 0 din 50, hai să dăm. Mamă, vezi că e intrată în interior roata asta. Vezi că e intrată în interior roata asta. Vreau doar să văd așa cum se vede, să văd cum se vede, dar e prea... E prea... Aoleu, aoleu, stai că aici n-am roată, eu am uitat că acolo n-am roată. Aurele, ridic-o înapoi pe cric, Aurele. Mamă, 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 ce era să fac. Hai să umflu puțin roata asta măcar. Nu știu cât aveau astea la alte, 2 cu 5, 3 cu 5, nu mai știu cât aveau. 2 cu 5 au, omare? Mai că 2 cu 5, 3 cu 5 au, mă. 3 cu 5, astea câte au? Tot 3 cu 5, toate au 3 cu 5, se pare ok. Deci trebuie să-i mai băgăm 3 cu 5, ceva de genul acesta, doar că mai am nevoie de șuruburi pe aici. Mă, băieți, ne oprim aici cu episodul pentru că nu vreau să-l fac destul de lung. Data viitoare o să ne ocupăm doar de BMW, dacă strângem 30 de like-uri, ne ocupăm doar de BMW și toate roțile vreau să arate ceva de genul acesta, adică cu șuruburi verzi, jantele, ceva de genul acesta să arate, iar pe interior, pe dedesubt, de fapt, vreau să schimbăm brațe, vreau să schimbăm asta de susținere, cum se mai cheamă bara asta, și pe față și pe spate, și la motor nu știu care e situațiunea asta, să ne uităm puțin. Bă, în principal ar trebui să fie toate puse, tot ce trebuie, ganț ar trebui să fie motorul făcut. Deci, na. Volanul ar fi ok. Mai avem nevoie de neoane din alea turbate și vom mai vedea noi ce mai facem. Capotă. Se schimbăm și capota, nu știu, avem capota asta așa, dar nu prea... Ce să zic eu, capota asta, că nu prea place. Asta pe care o căutasem noi. Sunt gras, știu că sunt gras. Uite că avem o din asta, dar nu știu de la ce mașină e. Nu cred că e de la asta, cred că e de la BMW. Ia să vedem dacă e de la BMW. BMW-ul ăsta, mă, normal, noi l-am terminat. E de la BMW, fii atent. Fii atent că e de la BMW. Wow. Ok, foarte ciudat. Bă, arată bine și BMW-ul ăsta, Doamne ferește. Mie îmi place rău de tot cum l-am făcut, sincer. Negru cu roșu. Superb arată, chiar superb arată. Carbon.
Da, mă, băieți, nu știu. Lipsesc chestii de pe acolo, de pe aici. Vom vedea noi cum le facem. Haideți să mâncăm ceva și noi o să ne oprim aici cu episodul. Nu uitați de un butonaj de like, băieți, și de un comentariu în rubrica de mai jos. Un subscribe dacă nu sunteți abonați. Să ajungem cât mai repede la 2900. Ne mai lipsesc 30-40 de abonați până la 2900. Și poate până de Crăciun ajungem la 3000. Că deja aici a început să ningă. A fost o zi cu ninsoare în Mombazou. Ne vedem data viitoare, băieți. Pa, pa!